CAPITOLUL 2: Încuviințarea Apostolilor După 14 ani, m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba, și am luat cu mine și petit. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeosebi celor mai cuvază, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar. Nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie împrejur, din pricina fraților mincinoși, furișați și strecurați printre noi, ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos Isus, cu gând să ne aducă la robie. Noi nu ne-am supus și nu ne-am potrivit lor nicio clipă măcar, pentru ca adevărul Evangheliei să rămână cu voi. Cei ce sunt socotiți ca fiind ceva, orice ar fi fost ei, nu-mi pasă, Dumnezeu nu caută la fața oamenilor, aceștia zic, ei, cei cu vază, nu mi-au adaus nimic. Ba, din potrivă, când au văzut că mie îmi fusese încredințată Evanghelia pentru cei netăiați împrejur, după cum lui Petru îi fusese încredințată Evanghelia pentru cei tăiați împrejur, Căci cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiați împrejur, făcuse și din mine apostolul neamurilor, și când au cunoscut harul care mi fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoțire ca să mergem să propovăduim, noi la neamuri, iar ei la cei tăiați prejur. Ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci și chiar așa am și căutat să fac. Pavel înfruntă pe Petru, dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stătut împotrivă în față, căci era de osândit. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile. Dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte, de teama celor tăiați în împrejur. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor. Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor: Dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Noi suntem iudei din fire, iar nu păcătoși dintre neamuri. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Isus Hristos. Am crezut și noi în Hristos Isus, ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Dar, dacă, în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos și noi înșine am fi găsiți ca păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum! Căci, dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege. Căci eu, prin lege, am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos.